Suspendarea temporară a șefului statului este un joc între Igor Dodon și Vlad Plahotniuc, care servește interesele socialiștilor și ale democraților. De această părere sunt liberalul Valeriu Munteanu și deputatul PLDM Iurie Țap, invitați aseară la emisiunea În Profunzime. Socialistul Vlad Bătrânci a negat acest lucru și a spus că șeful statului n-a făcut decât să se opună numirii în funcția unor miniștri incompetenți. Cum vedeți această situație legată de suspendarea șefului statului, deja a patra oară și nu se știe de câte ori încă se va mai întâmpla? Această găselniță în legislația Republicii Moldova îi ajută în acest sens. Domnul de pe o parte arată că se opune, iar PD-ul îl suspendă și de pe altă parte arată că luptă. Spuneam undeva că este la fel ca în desenul animat Tom și Jerry, când cei doi protagoniști se bat, le sar țândări de ei, după care nu pățește nimeni absolut nimic. PD-ul este obsedat de putere. Lor le pare că ei, cu această majoritate creată sub paravanul nopții, controlează absolut totuși. Și dânșii consideră că ceea ce peste 800.000 de moldoveni au votat un președinte, că acest președinte nu are putere, o dețin ei PD-ul. Aș vrea să-l înțeleg pe președintele țării. Deci el poate veni în Parlament și el poate adresa mesaje. Aș demonstra țării, parlamentarilor, că de fapt guvernul nu-și face meserie. Iată aici, eu văd rezerve mari ale președintelui. De ce președintele nu vine cu discursuri în Parlament? Este simplu răspunsul. Vă aduc aminte atunci când la fin de anul 2016 domn Dodon a devenit președinte ales. Într-o seară Parlamentul a votat retragerea atribuțiilor. Până la urmă domnul Dodon nu are ce discuta cu această majoritate parlamentară. Acum... Deputații socialiști au ajuns ambasadori, Moldova Gaz ați împărțit-o. Oricând vă trebuiești vouă la cotituri, voi rezolvați. Da, președinte a numit doi ambasadori. Dar dumneavoastră ați votat socialiști. Pe domnul Candu, care este fiul Plahotniuc, ca președinte. Dacă admitem că președintele țării a greșit, mă rog, e posibil. Atunci normal ar fi fost să vin a doua oară cu alte candidaturi. Și atunci să vedem al cui este sau cine vine cu orgolii. Dacă prim-ministrul este cel care decide, cu cine se pornește la drum? Consider că Silvia Radu nu o să discurse la medicină, eu sunt sigur. Dar Dodon, de ce tași? Toți anii aceștia, spuneam, dacă vorbim despre calitatea... Dodon are instrumente suficiente. Popușică sunteți dumneavoastră și domnul Ghimbu, dar el e președinte ales de tot poporul. De ce? Până la urmă nu se merge mai departe și nu vedem declanșarea procedurii de impeachment. Păi... Asta se face prin referendum. Noi suntem exact. De vânță poporului. Doi. E la guvernare sau în opoziție, președintele? Dar ce are ramura puterii cu guvernare sau opoziție? Are! De ce nu protestați să vuiască Chișinău? De ce tași acolo? Vezi că am protestat, azi protestăm în teritoriu și venim și unde? La Chișinău. Așa unde? Cum am protestat și la voi în fața oficiului. Omul este perfect funcțional. De pe o parte e Dodon, de pe altă parte șor care pune masa și toarnă răchi. Din toți miniștrii care au trecut prin Parlament, au primit votul Parlamentului, au rămas în funcție doar doi. Restul toți s-au schimbat. Este acest guvern, are legitimitate? Dar trebuie să întoarcem în 2009, atunci când Plahotniuc, Ghimbu și Filat la acordul al alianței au aprobat și protocolul secret prin care au partajat Procuratura Generală, SIS-ul, CNA-ul și ceea ce este absolut bizar, au partajat și instituțiile de justiție. De Parlamentul poate face ceva? Parlamentul nu poate face nimic, nici guvernul. Este problema autorităților judecătorești. Întâlnirea dintre Dodon și Cozac, pentru că este foarte proaspătă, și de ce ar trebui să ne îngrijorăm sau nu, dacă nu? Se prefigurează o coaliție pro-Moldova după alegeri dintre PSRM, PD și Șor l-a așezat masa și l-a turnat rachiu și respectiv miza acestei coaliții este federalizarea Republicii Moldova, iar vizita lui Dodon la Moscova confirmă acest lucru. Dodon de o săptămână spune la televizor, iar PD-ul nu protestează. Dacă nouă nu ne place cuvântul federație însuși, poate de găsit și altă denumire, dar ca forma de soluționare a conflictului va fi forma federativă. Forma federativă prevede anume soluționarea problemelor înghețate sau problemele care durează mai mult în istorie. Orice modificare a Constituției în acest sens poate să fie o bombă care poate să fie nu cu efect întârziat. Se vorbește despre, din nou, câțiva cetățeni
turci care urmează să fie expulzați din Republica Moldova? Vor fi expulzați exact atâția cetățeni turci cât va solicita sultanul Turciei. Asta v-a spus fratele Delasis. Cu Dodon vor exista orbește chestia asta. Este foarte important că vine președintele Turciei. Domnul Dodon a declarat de mai multe ori că va fi o întâlnire foarte importantă. Și domnul Dodon era ultima persoană cointeresată într-un asemenea scandal. Și dacă e să analizăm cu e convenabil turcul, dacă nu și vinem cine ridică această istorie. Nu vine umiliani.